Bună, prieteni! Dacă credeți că ați văzut totul în această lume, atunci acest videoclip este special pentru voi. Veți vedea multe lucruri interesante și neobișnuite, dar pentru asta trebuie să puneți like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul, ca să nu ratați niciun episod de pe Divers Channel. Să începem! Cea mai mare gură. Philip Angus este un adolescent din statul american Pennsylvania și are cea mai mare gură dintre toți oamenii. Despre existența recordului, băiatul a aflat de la prietenii săi. Atunci, Philip avea 10 ani. La TV se vorbea despre alți deținători de recorduri și băiatul i-a spus mamei sale despre ideea lui. Mama a decis să măsoare singură gura fiului. Distanța dintre incisivii superiori și inferiori cu gura ușor deschisă avea 9,52 cm. Această caracteristică l-a făcut deținător de record mondial. Potrivit mamei sale, pentru primirea oficială a titlului, măsurile trebuie să fie luate de medicul dentist. Medicul a rămas uimit când a văzut gura lui Philip și a spus că nu a mai văzut așa ceva niciodată. Tracțiune mecanică. Unele mașini pentru copii sunt produse cu pedale în interior. Rotind, copilul se poate mișca și înainte și înapoi. Dar e posibil așa truc cu o mașină adevărată? Cât trebuie să pedalezi pentru a merge cu o mașină mică? Inventatorii au numit acest transport autobicicletă. Aceasta a fost creată de doi bloggeri din două biciclete. Băieții au decis să iasă cu ea în oraș și să ajungă la cel mai apropiat McDonald's. Desigur, nu au atins o viteză impresionantă, aproximativ 3-4 km/h. Mulți șoferi se opreau și admirau această mașină sau bicicletă, e greu de ales. Chiar și un polițist s-a dovedit a fi interesat, și nu din cauza încălcării regulilor de funcționare, dar din curiozitate. Loc periculos. În fața voastră e așa numitul nisip moale. Pe de o parte arată obișnuit, dar a călca pe acest nisip e destul de riscant. Totul pentru că, de fapt, nisipul nu este deloc solid, dar schimbă viscozitatea datorită impactului de la suprafață. De ce se întâmplă așa ceva? Pentru că e suprasaturat cu aer, dar mai precis cu vapori fierbinți. De aceea, acest nisip se află în deșerturi. Dar nu vă neliniștiți, nu e posibil să te scufunzi în acesta, însă poți rămâne blocat. Deci, dacă nu e nimeni alături să te ajute, atunci e grav. Imaginați-vă cum 10.000 de viermi mănâncă niște frunze de salată. Ei sunt capabili să distrugă foarte rapid nu doar câteva frunze, dar și alte legume destul de mari. În video se pare că salata dispare în doar câteva secunde, dar de fapt întregul proces a durat 18 ore. Oare cât va dura roaderea unui măr întreg? Această sarcină va fi mai dificilă. În 10 ore, viermii au făcut o gaură mică, iar în 30 de ore au mâncat jumătate de măr. Apoi totul a mers mult mai repede. În exact 46 de ore de când viermii au început să mănânce, din măr nu a mai rămas nimic. Bravo! Stând pe plajă, posibil nici măcar să nu observați așa ceva sub picioare. Dar această piatră este extrem de valoroasă și doar vârful icebergului se află la suprafață. Această ciudățenie se numește aragonit și iată cum arată de fapt. Aceste minerale se găsesc de obicei la fundul oceanului, unde apa rece bogată în calciu se întâlnește cu apele calde de la suprafață. Aragonitul se formează secole, deci putem spune că băiatul din video ține în mână o întreagă istorie. Mini-barcă. Videoclipurile de acest gen sunt foarte populare pe internet, deci, după cum vedeți, e nevoie de o frunză și un lichid de culoare întunecată. Puneți frunza pe apă și aceasta se mișcă cu o viteză uimitoare. Nu e nimic ieșit din comun, așa ceva poate face oricine acasă. Pentru a obține acest efect, puteți lua câteva picături de colorant alimentar sau chiar cerneală. Datorită densității, substanța va începe să se răspândească rapid prin apă și să creeze o tensiune superficială ridicată. Băutură universală. Un utilizator foarte cunoscut pe internet și-a câștigat milionul pe TikTok datorită unui videoclip cu bijuterii. Nu, el nu face bijuterii, pur și simplu folosește un lichid izotonic pentru a curăța bijuteriile prețioase, cel puțin așa spune legenda. S-a dovedit că de fapt el nu utilizează niciun fel de lichid izotonic. Bloggerul creează o soluție specială, culoarea căreia seamănă cu cea a lichidului renumit. Inventatorul Michael Kilman locuiește în Suedia. El a proiectat un PodRide, un velomobil cu 4 roți care este indispensabil pe ploaie și vânt. Michael a avut grijă să acopere bine velomobilul, ca să poată merge și pe timp nefavorabil. Lungimea velomobilului este de 180 cm, lățimea de 75 și înălțimea de 140 cm și cântărește 70 kg. În Suedia, velomobilul este clasificat în rândul transporturilor care nu necesită asigurare. Adevărul e că acest vehicul are și dezavantaje. De exemplu, nu puteți merge într-o călătorie cu întreaga familie. Este conceput pentru o singură persoană. Camera secretă a piloților. Majoritatea dintre noi am zburat cu avionul cel puțin o dată și știm foarte bine cât durează un zbor și cât poate fi de stresant. Însoțitoarele de bord servesc pasagerii cu mâncare și băuturi. Dacă zborul este noaptea, atunci în avion se stinge lumina și aproape toți pasagerii adorm sau privesc un film. Dar în timpul zborurilor lungi de noapte, nu doar pasagerii au nevoie de odihnă, dar și echipajul. Deci, piloții au chiar o cameră secretă de dormit. În avioanele mari cu mai multe niveluri, cum ar fi acest Boeing 777, o astfel de cameră este de obicei situată deasupra cabinei de clasa 1. Desigur, nimeni nu va putea intra în ea oricând și-ar dori. Pentru a deschide ușa este necesar un cod. Cu toate acestea, majoritatea pasagerilor nici nu știu că în avion există așa o cameră. Voi ați știut despre camera secretă a piloților? Dacă da, scrieți în comentarii!